Tot mai mulți tineri îl susțin pe Iulian Popescu pentru primăria Târgu Jiu, pentru că sunt convinși că el este cel care poate aduce bunăstarea în municipiu. Îmi doresc un oraș în care să-mi fie drag să stau, îmi doresc un oraș în care colegii mei să se reîntoarcă, îmi doresc un oraș în care oamenii să nu mai fie dezamăgiți pentru că nu găsesc locuri de muncă bine plătite. Îmi doresc un oraș unde cei ca mine, care acum pornesc pe un drum, să aibă alternative. Să poată să se bucure de un parc frumos, să se poată bucura de operele lui Constantin Brâncuș la adevărata lor valoare, pentru că noi aici în Târgu Jiu avem ceva ce foarte mulți din țară și nu numai și-ar dori să aibă. Putem să fim cel mai mare oraș turistic din România, totul se poate dacă noi vrem să facem schimbarea. Iulian vine cu forțe proaspete, vine cu o mentalitate potrivită timpurilor în care trăim și am mare încredere că o să reușească să-i aducă pe cei plecați aici, la Târgu Jiu, acasă, în orașul lui Brâncuș. Iulian Popescu este candidatul Partidului Național Liberal Gorj pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu.